Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Vremea Ta, sunt Andrei Bărbulescu. Astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de 45,7 grade în Iran, iar cea minimă de minus 64 de grade în Antarctica. În următoarele minute aflăm ultimele știri despre fenomenele severe. Avem rubrica săptămânală cu recomandări de conducere defensivă și, bineînțeles, vă voi spune dacă va continua această vreme caldă de toamnă ca de vară. Se vorbește despre o nouă furtună care ar afecta și țara noastră. Ar aduce cantități mari de precipitații și chiar un val de aer polar. Am invitat-o pe doamna Roxana Bojariu, climatolog, pentru a afla date exacte. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Bună seara! Spuneți-ne ce este cu această furtună denumită Ashley. Numele acesta Ashley, care se aude acum, e de fapt primul pe lista numelor care ar putea fi date pentru sisteme deja să presiune foarte puternice, în comun acord de Serviciul Meteorologic Britanic, Olandez și Irlandez. Când există viteze foarte mari ale vântului, peste 100 de kilometri pe oră în zona lor, sau au date că precipitațiile în zona lor depășesc limite foarte înalte, atunci dau nume acelui sistem. Că deocamdată colegii noștri nu au dat numele Ashley, niciun nou ciclon până acum. E ca și cum surse necunoscute din România au luat-o înaintea britanicilor, olandezilor și irlandezilor și au dat ei nume când, de fapt, nu e cazul. Încă nu e momentul. Credeți că uneori presa exagerează gravitatea fenomenelor? E foarte bine să urmărim sursele autorizate. Presa este un aliat extraordinar pentru noi, cei care urmărim vremea și clima și impacturile lor și pentru administrația locală, centrală, pentru fiecare cetățean, dar pe de altă parte e și foarte vulnerabil atunci când nu folosește surse verificate, autorizate și evident că astfel de informații distorsionate pot să provoace chiar impacturi uneori mai mari decât un fenomen meteorologic în sine. Da, se poate crea panică și care sunt sursele, doamna Bojariu, autorizate pe care ar trebui să le consulte publicul pentru a se liniști până la urmă? În orice caz, Serviciul Național de Meteorologie, de Hidrologie, asta este clar. Și noi suntem oricând dispuși să răspundem întrebărilor. Iar dacă sunt interesați de fenomene la scară mai mare, serviciile meteorologice ale altor țări, dar și centrele de excelență, precum Centrul European de Prognoză pe Medie Durată sau Administrația Atmosferei și Oceanelor din Statele Unite ale Americii sau Meteo France. În general, cam acestea sunt sursele autorizate care dau informația clară a felului în care au ajuns la acele rezultate și pot să verifici foarte transparent ce date au folosit. Atrag atenția asupra prognozelor pe termen lung. Ies acum fel de fel de prognoze pe piață, că vom avea 4 zile de freezing rain, zic ei, da? Începând cu o zi anume. Nu poți să dai o astfel de prognoză cu câteva luni înainte să spui o zi precisă când o să ai freezing rain în București, de exemplu, da? Sau sunt fel de fel de opinii privind cum va fi iarna viitoare. Iarăși, dacă nu e o sursă autorizată, precum Centrul European, administrația noastră de meteorologie, alte servicii naționale, e bine totuși să fim mai rezervați sau să spunem clar că e vorba de opinia noastră pe baza acelor elemente de pe net pe care le-am găsit. Informațiile așadar nu pot fi previzibile mai mult de 2-3 zile, informațiile meteorologice. Până la 2 săptămâni, dar scade precizia pe măsură ce ne îndepărtăm de câteva zile anticipație. Mulțumesc mult, doamna Bojariu, pentru toate aceste informații, zic eu, foarte utile în aceste zile. Cu mare plăcere. Autoritățile din estul Germaniei se pregătesc pentru alte posibile inundații la o săptămână după ce ploi fără precedent au făcut ravagii în Europa Centrală și de Est. Districtul Oder spre din Landul Brandenburg a declarat cel mai înalt nivel de alertă după ce nivelul apelor fluviului Oder a crescut din nou și ar putea să ajungă la 5,9 metri în localitatea Ratzdorf, situată la granița cu Polonia. Fluviul Oder, care trece prin apropierea localității, are de obicei un nivel de circa 2,6 metri.
Orașul învecinat, Eisenhüttenstadt, ar putea, de asemenea, să fie afectat. Autoritățile au avertizat rezidenții să stea departe de barierele anti-inundații după ce au fost observate persoane care le-au escaladat pentru a vedea apele crescute ale fluviului. Serviciile de urgență sunt pregătite în Ratsdorf, unde se construiește un dig de 152 de metri pentru a ține apele râului sub control. Nivelul maxim de alertă înseamnă că inundațiile reprezintă un risc pentru viețile membrilor comunității din regiune. Apele sunt așteptate să atingă azi nivelul maxim în Ratsdorf, nivel ce va rămâne ridicat până vineri. Alertă roșie pentru cea mai mare pădure tropicală de pe planetă. Defrișările și incendiile devastatoare din Amazonia, care joacă un rol crucial în combaterea încălzirii globale. Există risc de consecințe irreversibile, au avertizat ONG-uri și experți. În mai puțin de 4 decenii, o zonă din Amazonia, aproape echivalentă cu cea a Columbiei, a fost defrișată. Conform unui studiu realizat de Rețeaua Amazoniană de Informații Socioambientale și Geografice, adică un colectiv de cercetători și ONG-uri. Și observatorul european Copernicus a tras un semnal de alarmă. Amazonia și zona umedă Pantanal, un alt sanctuar de biodiversitate situat mai la sud, s-au confruntat în cele mai recente luni cu cele mai grave incendii din ultimele 2 decenii. Consecința, emisiile de carbon au fost semnificativ peste medie, doborând recordurile regionale și naționale, ceea ce a afectat într-un mod sever calitatea aerului pe întreg teritoriul Americii de Sud. Evenimentele climatice tot mai frecvente și extreme, favorizate de defrișări, continuă să afecteze o Amazonie deja slăbită, atât în ceea ce privește capacitatea sa de regenerare, cât și rolul său de a regla clima planetei. Evenimentele climatice tot mai extreme și mai frecvente, favorizate de defrișări, continuă să afecteze o Amazonie deja slăbită, atât în ceea ce privește capacitatea sa de regenerare, cât și în rolul său de a regla clima planetei, a concluzionat studiul. A sosit momentul să vă spun cum va fi vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și doar trecători descărcări electrice, local în Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei și în Oltenia. Pe arii restrânse în Banat, Crișana și Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeoseb la munte, în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Olteniei. În jur de 12 grade în Arad, 14 în Timișoara, 13 în Brașov, 12 în Cluj, 18 în Constanța, 15 în Craiova. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și izolat condiții de ploi slabe, mai ales la munte, în nord-vest și în extremitatea de sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 60-65 de km pe oră și trecători chiar 70-80 de km pe oră în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi 24 de grade în Constanța, 26 în Iași și în Bacău, în 25 în Suceava, Baia Mare și în Cluj, 28 în Arad și Timișoara, 29 în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie. Temperatura minimă de la 14 la 16 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă cu aproximativ 7 grade peste norma climatologică se va situa în jurul 30-31 de grade, iar poimâine temperatura în capitală poate să ajungă chiar la 34 de grade. La munte cerul va fi variabil, cu norări temporare și izolat condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, cu rafale, cum v-am spus și mai devreme, de 60-80 de km pe oră în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, vor fi și condiții de ceață. 22 de grade în Poiana, Brașov și în Predeal, în Sinaia în jur de 19 grade, la fel și la Stâna de Vale. La mare vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi de la 23 la 25 de grade, iar cele minime de la 18 la 20 de grade. Noaptea și dimineața trecător va fi ceață, iar temperatura apei mării va fi de 20, chiar 22 de grade. Poi mâine cerul în țara noastră va fi variabil, cu norări noaptea în extremitatea vestică a țării, unde vor fi condiții pentru averse izolate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră, iar local și temporar în nord-vestul teritoriului vor fi cu viteze de 40-50 de km pe oră. 24 de grade în Constanța, 29 în Iași, 28 în Brașov, 29 în Baia Mare, 30 de grade, iată, în vestul țării, în Arad, în Timișoara, 30 chiar și în Sibiu, în Târgu Jiu, 32 de grade în Craiova. Ca în fiecare zi de miercuri, avem rubrica dedicată conducerii defensive. Astăzi, colegul meu, Laurențiu Mandu, care este și trainer de specialitate, ne spune cum putem ajuta cât mai mult mașinile care circulă în regim de urgență. În
trafic, de multe ori suntem ajunși din urmă de mașini de intervenție ale poliției, pompierilor și ambulanței. Fă tot ce stă în putință pentru a le facilita acestora continuarea cât mai rapidă a deplasării. Uneori, viața unor oameni de-ai noștri depinde de secundele câștigate de salvatori în trafic. Fii vigilent și gândește-te că tu poți întârzia, dar ei nu. Nu uita, scopul deplasării lor este de a salva vieți, în timp ce al tău este de a ajunge în siguranță la destinație, chiar dacă întârzi câteva minute. Maxima zilei în Europa a fost de 38,2 grade în Muntenegru. Să vedem și alte fenomene și temperaturi din principalele orașe. În Madrid vor fi în jur de 23 de grade, la fel și în Lisabona. Cerul rămâne acoperit și sunt așteptate precipitații, la fel și în Amsterdam și în Londra, doar că aici temperatura se va situa în jurul valorii de 17 grade. În Roma 27 de grade, 31 de grade în Atena cu cer senin, vreme frumoasă și în Istanbul, dar și în Sofia, unde vor fi 28, respectiv 26 de grade. În Berlin cer acoperit, ploi slabe, 20 de grade în termometre, în Varșovia 22 de grade, iar în Kiev cer acoperit de nori, ploi și 23 de grade. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem mâine de la 7:10, dar nu uitați că ne găsiți pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.